Un incubator de terapie intensivă, o masă radiantă, un balon de resuscitare, un pulsoximetru cu senzori, un set suport respirator și un monitor de funcții vitale pentru nou-născuți vor ajunge la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu datorită eforturilor organizației Salvați Copiii. Costurile aparaturii moderne se ridică la 128.834 de lei. Decizia de dotare a secției de neonatologie din cadrul unității medicale a venit în urma datelor primite chiar de la medicii care prestează în cadrul acestui spital. Toate aparatele sunt vitale pentru nou-născuți. Salvați Copiii a decis să pună în aplicare un plan de măsuri urgente și în urma consultărilor cu medicii să doteze secțiile de terapie intensivă neonatală unde prematurii pot fi salvați. Este o responsabilitate pe care o împărtășim cu partenerii și susținătorii noștri care au înțeles că situația este una cu adevărat urgentă, a transmis Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii România. Anul trecut 340 de nou-născuți au avut nevoie de îngrijiri la terapie intensivă în cadrul SJU Târgu Jiu, dintre care 23 de prematuri. 18 dintre aceștia chiar au necesitat transportarea la altă unitate medicală, deoarece spital nu se găsea aparatura necesară supraviețuirii. Dotarea este partea unui program de combatere a mortalității infantile.